Românii scapă de majorarea impozitelor pentru clădiri, cel puțin deocamdată, pentru că în 2024 vor fi alegeri locale. Partidele nu vor să sperie electoratul, așa că au decis să păstreze taxele în forma actuală până în 2025. Xenia Croitoru ne spune mai mult. Xenia, e o măsură luată pentru moment, înțelegem. După alegeri vedem ce se va întâmpla. Bun găsit tuturor! Noile impozite locale pentru clădiri vor intra în vigoare abia din 2025. Cel puțin aceasta este informația din cadrul coaliției de guvernare. Deși inițial era o discuție legată de faptul că noile impozite ar trebui aplicate din anul 2024, însă fiind an electoral, formațiunile politice nu riscă să vină cu noi impozite crescute pentru clădiri, pentru proprietăți, așa că anul 2025 va fi anul în care impozitele pentru clădiri din codul fiscal vor fi aplicate. Cel puțin este o decizie luată după ce Asociația Municipiilor și după ce primarii din teritoriu s-au plâns de faptul că nu au timp să implementeze un astfel de proiect pe repede înainte și că totul este foarte rapid și nu au timpul necesar pentru a veni cu aceste noi impozite locale pentru clădiri. Așadar, anul 2025 este luat în calcul pentru schimbarea impozitelor pe clădiri, o decizie care a fost discutată și va fi discutată în cadrul coaliției de guvernare. Pe de altă parte, spunea premierul Nicolae Ciucă faptul că este un mecanism care ar trebui implementat în perioada următoare și că după discuțiile cu primarii din țară se ia în calcul o astfel de amânare a creșterii impozitelor, așadar până în anul 2025 nu ar trebui să ne facem griji în ceea ce privește creșterea impozitului pentru locuințe.